Să deschidem Sfânta Carte și vom citi începând cu Evanghelia după Matei, capitolul 3, versetul 13 la 15, iar apoi Marcu, capitolul 1, versetul 9 la 11 și Romani, capitolul 3, versetul 25 și 26 să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu așa cum se află scris întâi în Matei capitolul 3, începând cu versetul 13. Atunci a venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. El, eu zicea el, am trebuit să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. Evanghelia după Marcu, capitolul 1, începând cu versetul 9. În vremea aceea a venit Iisus din Nazaretul Galilei și a fost botezat de Ioan în Iordan. Și îndată, când ieșea Iisus din apă, el a văzut cerurile deschise și Duhul coborându-se peste el ca un porumbel. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, Tu ești fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea. Romani, capitolul 3, începând cu versetul 25. Cuvântul Domnului spune atât de frumos și potrivit pentru noi astăzi. Pe El, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credință în sângele Lui, o jerfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdării ale lui Dumnezeu. Pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit. Pe cine? Pe cel ce crede în Isus. Amin. Ocupăm locurile. Ibisrol textul care s-a citit din Evanghelia după Marco și din Evanghelia după Matei, este o referință și face o referință deosebit de importantă la începutul lucrării publice ale Domnului Isus Hristos, adică la botezul lui. Și această însemnătate era și este și are o semnătate profundă pentru noi, cum a avut pentru vremea aceea. Din nefericire, nici oamenii de atunci, nici Ioan Botezătorul, nu a cunoscut planul de plină al lui Dumnezeu și nu și-a dat seama de lucrarea extraordinar de frumoasă care se întâmpla și care a început să o facă Domnul Isus Hristos. De aceea, Ioan, când vine Mântuitorul Iisus Hristos la el, în Matei, capitolul 3, versetul 14, cuvântul ne spune căci Ioan căuta să îl oprească, să nu fie botezat. Mântuitorul Iisus Hristos, răspunzând lui Ioan, înțelegând că el nu poate să înțeleagă tot ce trebuia să se întâmple atunci, îi vorbește și spune în Matei capitolul 3, versetul 15, cuvintele deosebit de frumoase, simple, pe de o parte, și foarte profunde pe de altă parte și spune în felul următor. Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Am văzut la cina trecută, în traducerea în limba engleză și în cuvintele în limba greacă, căci acest verset care este tradus să împlinim tot ce trebuie împlinit, este versetul care spune să împlinim toată neprihănirea. Lasă Ioan, căci așa se cade pentru to fulfill, să împlinim toată. Neprihănirea. La serviciul de, de cină din luna trecută, am privit în Sfânta Scriptură și am văzut că să împlinim toată neprihănirea înseamnă, sau am văzut că înseamnă, în primul rând, o ascultare desăvârșită a fiului față de tatăl. A fost o dovadă că fiul asculte de voia lui Dumnezeu, deși nu era păcătos, s-a supus la botezul pocăinței, nu pentru că el avea nevoie de pocăință, ci pentru că el a fost acolo să împlinească toată neprihănirea și toată voia lui Dumnezeu. Și am văzut că această ascultare desăvârșită și perfectă a Fiului este trecut în creditul nostru a tuturor care cred în jertfa mântuitoare a Domnului Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul! I în dimineața aceasta, cu ajutorul Domnului, vom privi în Scriptură și vom vedea că, în al doilea rând, să împlinim toată neprihănirea, ne vorbește nu doar despre o viață trăită în perfectă conformitate cu voia lui Dumnezeu, ci această frază se referă în mod simbolic, la crucea Domnului Isus Hristos, la suferințele, la moartea și la învierea Domnului. Vom vedea de ce crucea a fost absolut necesară pentru a împlini toată neprihănirea lui Dumnezeu. Pentru aceasta va trebui să facem un lucru absolut basic și fundamental cred că va fi o scurtă recapitulare pentru majoritatea din dumneavoastră, dar va trebui să avem o analiză și să facem o analiză biblică a cuvântului neprihănire. Este un cuvânt care l-am auzit din copilărie, este un cuvânt cu care mulți din noi am crescut, cuvântul neprihănire. Dar dacă întrebi pe 50 de creștini, ce înseamnă neprihănirea, e posibil că vei avea 50 de, 60 de opinii diferite. De aceea, haideți să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, în primul rând, pentru a înțelege fraza să împlinim toată neprihănirea, este important să avem o definiție biblică de ce înseamnă neprihănirea. Biserul, neprihănirea este un atribut important al lui Dumnezeu. Și explorarea biblică a acestui atribut este esențială pentru o corectă sau o biblică înțelegere a acestei fraze. În limba română, cuvintele neprihănire, justiție și dreptate sunt cuvinte diferite, trei cuvinte. Dar în ebraica Vechiului Testament, rădăcina cuvântului folosit pentru toate trei din aceste cuvinte traduse în limba română, neprihănire, justiție și dreptate, este același. Rădăcina cuvântului este sedec. În limba greacă a Noului Testament, aceste trei cuvinte sunt traduse și în spatele acestor trei cuvinte este din nou un singur cuvânt în limba greacă. Dic aios, neprihănire. Ce înseamnă acest cuvânt? în limba greacă și în limba ebraică, care este tradus în mai multe forme și în limba engleză și în limba română. Iubiților, înseamnă în primul rând neprihănirea lui Dumnezeu, înseamnă căci în Dumnezeu, în neprihănirea lui Dumnezeu, este dreptatea sa perfectă, absolută, în El însuși și față de El însuși. Înseamnă că Dumnezeu este Dumnezeul neprihănirii, este Dumnezeul justiției, este Dumnezeul dreptății și este în, este legată de persoana Lui. Nu avem un alt grad de comparație, pentru că Dumnezeu este Dumnezeul Suprem. Neprihănirea este Dumnezeul Mântuirii noastre, slăvit să fie Domnul. Totodată este prevenirea oricărei încălcări a dreptății caracterului său. Când spunem că Dumnezeu este neprihănit, înseamnă că Dumnezeu previne orice încălcare a neprihănirii Lui. Nu putem separa cine este Dumnezeu cu prevenirea lui Dumnezeu să fie sigur că neprihănirea Lui rămâne întotdeauna în picioare. De fapt, acest concept este discutat sau asumat, mai bine zis. În romani, capitolul 3, versetele care s-au citit. Apoi, neprihanirea este descoperirea lui Dumnezeu în fapte de dreptate. Când Dumnezeu execută judecata în lumea aceasta, a executat-o la potop, a executat-o în mai multe vieți, în mai multe familii, în mai mulți indivizi, este parte și face parte din neprihănirea lui Dumnezeu. Înseamnă că Dumnezeu este El însuși standardul final la ceea ce este neprihănit, la ceea ce este drept și la ceea ce este just. Oricine și orice se conformează perfect caracterului moral al lui Dumnezeu este drept. În alte cuvinte, Dumnezeu determină ce este bun, ce este drept, ce este neprihănit. Când spunem acest lucru, pentru majoritatea omenirii nu ne convine să auzim că Dumnezeu are voie să stabilească ce este bun, corect și drept. Dar, iubiților, aceasta înseamnă să fii Dumnezeu. Este unul singur care are standardul absolut. Este unul singur care în caracterul lui nu se schimbă niciodată. A fost și este drept și neprihănit. Când Mântuitorul Iisus Hristos vorbește cu Ioan Botezătorul și spune, lasă-mă Ioan, că așa se cade să împlinim toată Neprihănirea, toată dreptatea, toată justiția a lui Dumnezeu s-a sumat în spatele acestor cuvinte aceste lucruri. Înseamnă că Dumnezeu întotdeauna acționează în perfectă conformitate cu ceea ce este neprihănit, drept și just. Dumnezeu niciodată nu este nedrept, nu este nedreptat în Dumnezeu. Dumnezeu niciodată nu acționează care nu, cu o acțiune care nu este în perfectă conformitate cu sfințenia și cu caracterul lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm la câteva texte biblice care explică sau care ilustrează această neprihănire a lui Dumnezeu. În primul rând. Ne vom întoarce și vom întoarce la Genesa, capitolul 18, versetul 25. În Vechiul Testament, Avram, care vorbește sub inspirația Duhului Sfânt, spune în felul următor, când vorbește cu Dumnezeu, să omori pe cel bun împreună cu cel rău? Observați, neprihănirea, pretinde, după cum vom vedea, o pedeapsă pentru cel rău și o răsplătire pentru cel bun, tot prin har. Așa că cel bun să aibă aceeași soartă ca cel rău? Departe de tine, de tine așa ceva. Departe de tine. De ce este departe de tine? Pentru că cel ce judecă, cel ce execută justiție peste tot pământul, nu va face el oare dreptate? Ba da, Dumnezeul neprihănirii întotdeauna va face dreptate. Moise continuă, inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, în Deuteronom, capitolul 32, versetul 4. Unde spune cuvântul Sfânt? El este stânca. Lucrările lui sunt desăvârșite, perfecte, neprihănite, fără greșeală, fără eroare, fără păcat. Nu se întâmplă ceva datorită sorții. Nu. Dumnezeu este în control. Căci toate căile lui sunt drepte, neprihănite. El este un Dumnezeu credincios și fără nedreptate. El este și drept pe de o parte și curat, sfânt pe de altă parte. Aceste lucruri sunt legate strâns de Dumnezeu. Întotdeauna au fost și întotdeauna vor fi. Salmii notează în Salmul 19, versetul 8 o nuanță deosebit de frumoasă pentru a încerca să înțelegem mai bine acest concept, acest atribut al lui Dumnezeu, care îl putem pricepe doar pe de-o parte, dar suficient pentru a înțelege textul nostru. Salmii spun în felul următor, orânduirile Domnului, legea Domnului, cuvântul examinat, testat al lui Dumnezeu, orânduirile Domnului sunt cum? fără prihană, care înseamnă neprihănite, perfecte, în perfectă conformitate cu cine este Dumnezeu și veselesc inima. De ce veselesc inima? Pentru că și cuvântul lui Dumnezeu este scris de Dumnezeu și este dat de un Dumnezeu perfect, un Dumnezeu just, un Dumnezeu drept care face toată neprihănirea și toată dreptatea. Binecuvântat să fie acest nume mare și glorios! o parte importantă pentru a înțelege textul nostru, o parte importantă din neprihănirea lui Dumnezeu este exactitatea și corectitudinea sa în executarea legii sale. Asta înseamnă că Dumnezeu are obligația și nu poate să nu facă acest lucru pentru că este neprihănit. Are obligația să pedepsească orice călcare a legii. Și acest, această nuanță a neprihănirii lui Dumnezeu este prea puțin discutată. Este foarte greu de înțeles dacă nu vrem să o înțelegem. Dar este absolut esențial pentru a avea un crez creștin biblic. Ori de câte ori avem tendința să mergem înspre legalisme, înspre a ne câștiga noi mântuirea prin faptele noastre, prin eforturile noastre, prin experiențele noastre, înseamnă că avem o înțelegere slabă sau total greșită de neprihănirea lui Dumnezeu pedeapsa pentru orice călcare a legii. Textele care ne arată căci neprihănirea lui Dumnezeu pretinde, îl obligă pe Dumnezeu să pedepsească orice călcare a neprihănirii lui sunt următoarele. În primul rând, sunt mai multe, dar datorită timpului ne vom uita doar la trei, mi se pare. Romani, capitolul 1, versetul 32. Cei care aveți Biblia, să întoarceți acolo. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri, ce fac? Fără de legea. Lipsa de a lui Dumnezeu. Cei ce fac asemenea lucruri sunt ce? Vrednici de moarte. Cine determină? căci călcarea legii, trăirea în păcat este vrednic de moarte. Biserica română americană? Biserica Betel? Biserica penticostală, evanghelică? Nu. Singurul care poate determina pe diapsa pentru călcarea neprihănirii lui Dumnezeu este Dumnezeul neprihănit. Totuși, spune cuvântul lui Dumnezeu, ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Tot în Omani, capitolul 2, versetul 9, cuvântul ne spune, căci Dumnezeul neprihănit, care a venit să împlinească toată neprihănirea, spune în felul următor, necaz și strâmtorare vor veni peste orice suflet omenesc care face răul, întâi peste Iudeu, apoi peste este o lege care nu se poate anula și nu se poate schimba. Dumnezeu în neprihănirea Lui, pentru că este neprihănit, pentru că nu-și poate călca principiile și caracterul Lui neprihănit, este obligat să pedepsească răul. Roman capitolul 12, versetul 19, ultimul text la care ne vom uita, pentru a vedea justiția sau neprihănirea lui Dumnezeu prin a executa legea de a pedepsi, spune în felul următor, prea iubiților, nu vă răzbunați singuri. De ce? Și lăsați să se răzbune. Să se răzbune mânia lui Dumnezeu. Căci este scris răzbunarea, mânia, răzbunarea este a mea. Eu voi răsplăti, zice Domnul. Un lucru fundamental care trebuie să înțelegem ca și oameni este că va veni o zi a mâniei lui Dumnezeu. Va veni o zi în care toți care au murit fără de Hristos vor fi înviați din morți. Vor primi un trup care nu mai este supus putrezirii. Un trup în care va putea arde o viață întreagă, o veșnicie întreagă și vor gusta urgia și pedeapsa lui Dumnezeu pentru vecii vecilor. Aceasta este irreversibil pentru cei care au murit. Și aceasta înseamnă neprihănirea lui Dumnezeu. Asta e primul lucru absolut fundamental care trebuie să înțelegem. Starea gravă a omenirii fără harul lui Dumnezeu. 2. Haideți să ne uităm, după ce am văzut în scurte cuvinte, o definiție biblică a neprihănirii. Haideți să ne uităm în al doilea rând la o realitate divină. Realitatea divină este că pentru că Dumnezeu este sfânt și neprihănit, Dumnezeu trebuie să înțelegem lucrul acesta pentru a înțelege pasajul nostru. Dumnezeu urăște păcatul. Păcatul este o insultă directă împotriva persoanei și naturii și neprihănirii lui Dumnezeu. În engleză, God detests sin. He cannot stand sin. De aceea a fost rugăciunea în grădina Ghețimani a Fiului Sfânt către Tatăl Sfânt. Tată, dacă este cu putință, îndepărtează paharul acesta de la mine pentru că și păcatul este atât de străin pentru mine. Nu putea suporta păcatul, era, era complet advers caracterului lui Dumnezeu. Să ne uităm la câteva texte care dovedesc acest lucru, pentru că, iubiților, în zilele noastre, prea credem că Dumnezeu și păcatul se cam pot apropia. Prea repede credem că, auzi, Dumnezeu trece cu vederea toate lucrurile acestea. Haideți să vedem ce spune Sfânta Carte. Levitic 20, 23. Să nu trăiți după obiceiurile neamurilor, a Hollywoodului. A celor progresivi. Să nu trăiți după obiceiurile care se învață în școlile publice. Să nu trăiți după ceea ce vedem în muzica străină și pe ecranul străin. Să nu trăiți după obiceiurile neamurilor. De ce? Pe care le voi zgoni dinaintea voastră. Căci ele au, Că, căci ele au uh, făcut toate aceste lucruri și. Cum? Mi-e scârbă. Detest. Dumnezeu este un Dumnezeu care este scârbă de păcat. Salmul 5:5. Nebunii nu pot să stea în preajma ochilor tăi. Turăști. Dumnezeu urește numai păcatul? Sau și pe păcătoși care nu se păcălesc? te look. Nebunii nu pot stea în preajma ochilor tăi, căci tu urăști pe cei ce fac fără de legea. Este o ură sfântă care are un Dumnezeu pentru. care are Dumnezeu pentru oricine care calcă neprihănirea lui Dumnezeu. Salmul 11.5. Domnul încearcă pe Cel neprihănit, dar urește. Pe păcatul rău sau pe persoana, dar urește pe cel rău care nu vrea să se pocăiască pe cel rău și pe cel ce iubește silnicia. Și observați clar și categoric în Proverbe, capitolul 6, un text sper că supra cunoscut de noi, Proverbe 6, 16 la 19. Din nou, aceasta este o realitate divină, o realitate clară, stabilită în Vechiul Testament, în Noul Testament, stabilită de, de mii de ani de zile. Șase lucruri. Urăște Domnul. Și chiar șapte îi sunt urâte. Detestează. Este scârbă lui Dumnezeu de astfel de lucruri. Ce anume? Ochii, trufași, cine se cred că merită ceva? Cine se cred neprihăniți prin faptele lor, prin efortul lor personal? Limba mincinoasă. Limba care spune neadevăruri. De ce? Pentru că tatăl minciunii este diavolul. De aceea, un orice creștin, orice persoană născută din nou, când rostește un neadevăr, un jumătate de adevăr, o irealitate, o manipulare, ar trebui să facă alergii. Ar trebui să-i fie scârbă. Ar trebui să spună, vai de mine, cum de m-am putut deschide gura să vorbesc astfel? Cum de am putut să fiu fățarnic? Cum de am putut să spun astfel de lucruri? Cum de au ieșit astfel de lucruri de pe buzele mele? Și ar trebui să ne cutremurăm înaintea Dumnezeului Sfânt, care este scârbă de minciună. Mâinile care varsă? Sânge. Nevinovat? Inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, urește orice caracter care se comportă așa, orice persoană care se comportă așa, orice acțiune, vesetul 19, urește martorul mincinos care spune minciuni și urește cel ce stârnește certuri între frați. Cel ce încearcă să spune, auzi, ai auzit ce-o spus despre tine. Iubiților, dacă Dumnezeu urește astfel de lucruri și dacă l-am cunoscut pe Dumnezeu odată, și Duhul Sfânt, care zicem că este noi, n-a fost suficient de puternic să ne schimbe inima, să nu mai facem astfel de lucruri. Vă întreb, cum vom sta înaintea ziua de judecată a lui Dumnezeu? Nu ne va lua Dumnezeu cu neprihănirea lui și ne va arunca să ardem mai cald în iadul lui de foc? Ba da. Nu ne, putem jude nu ne putem juca cu Dumnezeul neprihănirii noastre cu Dumnezeul cel viu. Dar realitatea divină, iubiți lor, ne spune că neprihănirea lui Dumnezeu pretinde moarte ca și consecință a păcatului și o jertfă pentru păcat, dacă dorim să evităm moartea aceasta. Genesa, capitolul 2, versetul 17, este clar. Deci Domnul îi spune lui Adam, după ce i-a dat porunca că poți mânca după plăcere din orice pom din grădină, versetul 17 spune, dar din pomul cunoștinței binelui și a răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Ebraica poate fi interpretată clar ca murind vei muri, și în momentul când Adam și Eva au gustat și au avut această rebeliune față de Dumnezeu, procesul morții deja a început, murind, vei muri. Când se naște omul, în viață, nu? But his days are numbered. Murind vei muri, trăind vei muri. De ce? Pentru că fiecare din noi avem o dată de expirație. Unii mai devreme, alții mai târziu. Moi se spune că data de expirație a majorității sunt 70 de ani, iar cei mai tari la 80 de ani. Și cei supratari și un pic mai mult. Doamne, fă-ne pe toți supratari. Nu că nu vrem să-l întâlnim pe Domnul, dar totodată ne-a dat bucuria mântuirii și bucuria trăirii unei vieți cu El. Un alt text, Ezechiel 18 cu 20. Sufletul, din nou, o realitate divină. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Când ne permitem păcatul în viața și în Sufletul nostru, deja procesul ca, ca Sufletul nostru să fie, anihil, să, să fie distrus, să fie aruncat în focul genei, începe. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Și în Romani, capitolul 6, versetul 23, fiindcă Plata păcatului este moartea. Iubițelor, când citim aceste pasaje. Aceste pasaje sunt absolut strâns legate de care, de care atributa lui Dumnezeu. De neprihănirea lui Dumnezeu. Omul moare datorită neprihănirii lui Dumnezeu, care spune că Dumnezeu este singurul neprihănit, singurul just care întotdeauna acționează după caracterul lui și ca o parte din neprihănirea lui Dumnezeu este că Dumnezeu trebuie să pedepsească păcatul. De aceea, în grădina Eden, omul a fost scos afară și a început procesul murind vei muri. Toată omenirea Merită urgia și pediapsa lui Dumnezeu pentru veșnicie. Aceasta este o doctrină fundamental creștină. Toți nu merităm mântuirea. Că zic, Doamne, făm după meritele mele? Nu. Doamne, făm -mi după mila și după îndurarea ta. Observați ce spune Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu vis-a-vis -vis de cine suntem noi. Romani 3, începând cu versetul 10. Dacă se poate proiecta începând cu versetul 10, vom citi câteva versete în jos. Deosebit de important. După cum este scris, nu este niciun om neprihănit. Nici unul, măcar. Nu este nici unul să aibă pricepere. Nu este nici unul să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Deci 12. Toți s-au abătut și au ajuns niște nedrebnici. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Gâtlejul lor este un mormânt deschis se slujesc de limbile lor ca să înșele. Sub buze au venin de aspidă. How does that sound? Compliment? Doamne, făm după meritele mele? Nu putem înțelege. Lasă-mă, Ioan, că așa se cuvine să facem toată neprihănirea dacă nu înțelegem acest concept fundamental. Versetul 14. Gura le este plină de blestem și de amărăciune. Au picioarele grabnice să verse sânge. Prăpădul și pustirea sunt pe drumul lor. Nu cunosc calea păcii. Frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. De ce credeți că și noi, pocăiții, de ce credeți că împreună cu bordul pastoral și bordul administrativ ne-am gândit să avem un timp special de post și de rugăciune ca Dumnezeu să crească frica de El în viețile noastre? Este nevoie să ne rugăm ca acest lucru să se întâmple? Yeah. Absolut. Să continuăm să facem în lucrul acesta. Aceasta este o realitate nepopulară și de, din nou respinsă de cultura noastră. În al treilea rând, după ce am văzut o definiție biblică a neprihănirii, după ce am văzut această realitate divină, că Dumnezeu urește păcatul, urește pe cei care nu se pocăiesc și nu vor să se pocăiască, haideți să vedem singura rezolvare pentru omenire. Soluția lui Dumnezeu. Cu 2000 de ani în urmă, Dumnezeu din Dumnezeu, a mers la Ioan Botezătorul. El nu știa ce se întâmplă. Oamenii de acolo nu știau ce se întâmplă. Ioan Botezătorul l-a văzut așa cum este, corect, cel neprihănit, fără de păcat și spune cum să te botez eu pe tine când eu, am nevoie de botezul tău. Și Mântuitorul Iisus Hristos, complet conștient, Dumnezeu din Dumnezeu, știind că a venit în lume să fie o jerfă pentru păcat, spune, Ioan, lasă-mă acum! Pentru că așa se cuvine să împlinim toată neprihănirea lui Dumnezeu. Neprihănirea și standardul neprihănit al lui Dumnezeu l-a costat pe fiul său viața sa. De ce? Bisul Dumnezeul neprihănit este descoperit ca un Dumnezeu care iubește lumea, care l-a respins pe el. Ioan 3,16, cunoscut de majoritatea de noi, spune, fiindcă... Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Iadul acela veșnic, cu trupul în viat care poate rezista. Și ce se întâmplă? Dumnezeu a pus un mecanism, fac o scurtă paranteză, Dumnezeu a pus un mecanism în noi foarte milos. Ce se întâmplă când durerea e prea mare? și nu poți rezista din punct de vedere omenesc. Leșin. A leșinat cineva vreodată de durere? Eu odată am leșinat. Nu vă spun detaliile, nu este timpul acum în dimineața aceasta. Dar este un mecanism, a protective mechanism, un mecanism de a ne proteja să nu răbdăm atâta durere. Nu va fi nicio ispită peste puterile omenești. Și Dumnezeu împreună cu ispita a pregătit și bisogul să ieșim din ea, care adesor este leșinul. Trupul înviat, nesupus putrezirii, a celor mântuiți, este un trup veșnic pentru a se bucura de prezența Domnului. Toți vor învia, nu numai cei neprihăniți, ci și cei păcătoși care l-au respins pe Domnul Isus Hristos. Ei, când vor învia, vor avea un trup care este un trup veșnic în care vor avea capacitatea să sufere enorm. O veșnicie unde focul nu se stinge și unde viermele nu moare. Dumnezeu atât de mult a iubit omenirea, că ce neprihănirea lui trebuia neapărat datorită caracterului său, datorită cine este Dumnezeu, care nu se schimbă. Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Iată ce înseamnă acest lucru teologic. Nu se poate schimba. Și datorită faptului că trebuie să pedepsească păcatul, dar iubește omenirea, mă, iubește pe mine, vă iubește pe dumneavoastră, iubește pe toți păcătoși și îndeamnă să se pocăiască. Datorită acestui fapt, l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos în lume, ca oricine crede în El, să nu piară. Iubiților, Domnul Iisus Hristos a plătit prețul întreg pentru păcatul nostru după voia Lui Dumnezeu. Am văzut căci viața trăită de Domnul Iisus Hristos luna trecută a fost o viață trăită după voia Lui Dumnezeu și botezul era voia Lui Dumnezeu. Crucea, iubiților, n-a fost voia Lui Pilat. N-a fost voia Sanhendrului, a fariseilor, a cărturarilor. N-a fost voia oamenilor care strigau, răstigniți-l, răstigniți-l. Moartea, suferințele, chinul Domnului nostru Iisus Hristos a fost voia lui Dumnezeu pentru că ne-a iubit pe noi atât de mult. Să vă citez. Isaia, capitolul 53, versetul 6 ultima parte a versetului. Noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut. Ce a făcut Domnul? Cerurile și pământul. Este adevărat. Ce a mai făcut Domnul? Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegirea noastră a tuturor. Răzbunarea, spune cuvântul sfânt în Noul Testament, este a Domnului, eu mă voi răzbuna. Moartea Domnului Iisus Hristos, care o comemorăm aici, reprezintă răzbunarea lui Dumnezeu pentru păcatele omenirii, slăvit să fie Domnul. Amen. Dumnezeu este drept și socotește drept pe cei care au credință în El, după cum o vedeam câteva momente. Isaia 53, versetul 10. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească. Nu Pilat. Nu romanii. Nu soldații. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Omul durerii și obișnuit cu suferință, era atât de schimonosit că sunt torșai fața de la el și noi am crezut că este lepădat. Dar slăvit să fie Domnul, că și prin rănile lui suntem tămăduiți. Domnul a găsit cu cale să o zdrobească prin suferință, dar după ce, observați, își va da viață ca jerfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmaș, va trăi multe zile, și lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui. Înapoi acum la textul nostru care l-am citit de la început, e posibil că vom putea înțelege un pic mai bine. Roman capitolul 3, să începem cu versetul 21, care spune în felul următor. Dar acum s-a arătat ce? O neprihănire. Ioan, lasă-mă, că așa se cuvine să împlinim toată neprihănirea. Mai a fost o neprihănire, care n-a înțeles-o evrei, care n-a înțeles-o Ioan, dar slăvit să fie Domnul, că datorită chemării lui Dumnezeu și luminării Duhului Sfânt, o înțelegem noi, dar acum s-a arătat o neprihănire, pe care o dă cine? Dumnezeu. Cum dă această neprihănire? Căci am văzut că să fim socotiți, neprihăniți, trebuie să respectăm cu perfecțiune neprihănirea lui Dumnezeu și niciun om nu poate face lucrul acesta. Și pentru că niciun om nu poate face lucrul acesta, o dă Dumnezeu fără lege fundamental. Fundamental pentru orice crezi creștin, fără lege, despre care, despre ea mărturisește legea și prorocii. Și anume, o clarifică, neprihănirea dată de Dumnezeu, nu de oameni. Neprinerea dată de Dumnezeu, care vine prin ce? Care vine prin credință în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire, versetul 23 acum, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, fie vrei cu lege, fie neamurile fără lege. Versetul 24, și sunt socotiți, neprihăniți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Iisus Hristos. Și acum, din nou, textul din Isaia, pe El, pe Isus Hristos, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credință în sângele Lui o jerfă de ispășire. De ce? Ca să-și arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vedere păcatele dinainte, în vremea îndelungii lui răbdări a lui Dumnezeu, pentru că în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui, în așa fel încât să fie, să fie și să rămână neprihănit. Și totodată să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus Hristos. Permiteți-mi să explic cu alte texte biblice. 1 Pentru 3, 18. Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate. El, cel Neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu, El luând pedeapsa noastră pentru păcatul nostru, suferind toată urgia și toată mânia lui Dumnezeu, iubiților. Pentru că era om. 100% om. A fost un reprezentant al nostru, cum a fost Adam. Și pentru că era Dumnezeu, a putut suferi urgia unui Dumnezeu omnipotent. Nu cred că înțelegem. Este greu de priceput urgia mare a lui Dumnezeu. Distrugerea de care, pe care o merităm fiecare din noi. Și cum a putut în câteva ore, cineva să sufere atât de mult, nu pentru o persoană, două sau trei, ci pentru miliardele de persoane înainte de moartea lui și miliardele de persoane după moartea lui, până la a doua venire a lui. Cum a putut să facă lucrul acesta? Pentru că era Dumnezeu din Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. La cine Domnului, iubiților? Noi comemorăm un astfel de lucru. El singur a fost în stare să facă lucrul acesta. 2 Corinteni 5 cu 21 ne spune, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Vom conclude paranteza noastră, privirea noastră la ce înseamnă neprihănirea, să împlinim neprihănirea pe deplin, prin a nota, căci botezul Domnului Iisus Hristos a fost actul care simbolic a arătat înspre moartea Lui și înspre învierea Lui. Observați Luca 12 cu 50. Am un botez cu care trebuie să fiu botezat și cât de mult doresc să se îndeplinească. Scufundarea în apă, și apoi ridicarea din apă a prevestit moartea și învieria sa după voia lui Dumnezeu pentru a împlini toată neprihănirea. În concluzie, iubitilor, în dimineața aceasta, când comemorăm această mare dragoste a lui Dumnezeu, haideți să ne aducem aminte căci păcatul nostru a declanșat mânia sfântă a lui Dumnezeu și neprihănirea singurului Dumnezeu atotputernic. Să avem și noi, iubiților, o ură sfântă față de păcatul din viața noastră, față de rebeliunea din viața noastră și să venim la această cină cu un sens profund de apreciere că El a luat păcatul nostru asupra Lui. Cuvântul Sfânt ne spune în această zi Căci pentru eternitatea noastră sunt doar două opțiuni. Prima opțiune este că cine crede în Fiul are viața veșnică. Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică. Și această viață este în... Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viața. V-am scris aceste lucruri. Să stați în dubiu? Să vă gândiți, dar oare sunt mântuit? Nu. V-am scris aceste lucruri ca să știți, ca să cunoașteți clar și categoric Căci voi care credeți în... Care este condiția? Credință în Fiul lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. Iubisor, credință în Isus Hristos, în Fiul lui Dumnezeu, doar atât. Când adăugăm credință în Domnul Isus Hristos plus orice, anihilăm neprihănirea lui Dumnezeu și nu înțelegem această neprihănire al lui Dumnezeu. Ioan 3 cu 36, prima parte, spune: Cine are fiul, are viața veșnică. Dar este o a doua opțiune. Dacă cine are pe fiul, are viața veșnică, Ioan 3 cu 36, ultima parte, spune: Dar cine nu crede în fiul, nu va vedea viața. Ce se întâmplă? Și mânia neprihănită a lui Dumnezeu rămâne peste el. Doamne, dă în harul în dimineața aceasta, dacă sunt cei care încă nu-L cunosc pe El ca Domn și Mântuitor, să nu aștepte ca mânia lui Dumnezeu să vină peste ei, ci repede să vină la cruce. Iar noi, care îl iubim pe Domnul Isus Hristos, care facem parte din mireasa Domnului Isus Hristos, care credem în Fiul Lui. Haideți cu toții ridicați în picioare să venim într-o rugăciune înainte de Dumnezeu și în această rugăciune să-i mulțumim pentru neprihănirea Lui, să-i mulțumim că nu a trecut la judecată cu noi, să-i mulțumim pentru jertfa Lui și să-i mulțumim că El a purtat vina păcatului nostru și a stat pe cruce pentru noi. Amin.